Numărul de infectări cu noua variantă a coronavirusului continuă să crească. În prima zi în care s-au făcut din nou raportări, autoritățile au anunțat peste 4.000 de cazuri. Cu toate acestea, ministrul Sănătății Alexandru Rafila le-a recomandat celor care mai vor să se imunizeze să aștepte până la toamnă, pentru că atunci vor veni serurile adaptate la Omicron și la mutațiile lui. Ana Micu ne aduce mai multe date. Te ascultăm, Ana. Bun găsit! În acest moment, românii au parte de o contradicție în ceea ce privește mesajele venite din partea autorităților din sănătate, atât pe plan național cât și pe plan internațional. Dacă pe plan internațional se urgentează cererile către vaccinare și oamenii sunt încurajați să apeleze la imunizarea prin ser pentru a se proteja împotriva coronavirusului, dar și a noilor tulpini care circulă în acest moment, în ceea ce privește în aceste momente vaccinarea la noi în țară, ministrul Sănătății Alexandru Rafila a venit cu o declarație care nu susține în totalitate vaccinarea. Mai precis, în cazul persoanelor care nu s-au imunizat cu niciun fel de doză sau care au schema de vaccinare incompletă, adică s-au oprit la prima doză sau care nu au făcut boosterul, adică doza 3, atunci este încurajată vaccinarea. În acest moment, de exemplu, statisticile arată că avem aproximativ 8 milioane de persoane care au apelat la imunizarea cu primele două doze. Însă numărul scade drastic atunci când vorbim despre cea de-a treia doză, acolo unde avem doar puțin peste 2 milioane de imunizări. În acest context, însă, în ceea ce privește doza a patra, ministrul Sănătății a spus că dacă are de ales între a se imuniza acum cu doza a patra, așa cum recomandă autoritățile internaționale din sănătate, sau a aștepta până în toamnă pentru a se imuniza cu o doză specifică pentru aceste tulpini, alege varianta din toamnă. Așadar, el nu încurajează românii să recurgă acum la vaccinarea cu doza a patra, ci să aștepte până în toamnă, atunci când vom avea un ser specific pentru aceste două tulpini în circulație. Până la acest moment, într-adevăr, s-a revenit la raportarea zilnică a cazurilor, pentru că avem o incidență din ce în ce mai mare. Spre exemplu, în București, acum incidența de infectare este de 3 la 1000, adică cea mai mare din țară, și, bineînțeles, în acest moment în București se află o treime din cazurile de COVID. Tot pe raportările de ieri, astăzi fiind prima zi în care s-a revenit la raportări, avem 9 persoane decedate în urma infectării cu coronavirus, în ciuda îngrijirilor medicale primite, și din primele date se pare că 3 persoane erau vaccinate și 6 nevaccinate.